De ce întotdeauna oamenii spun vreau? Folosesc acest cuvânt foarte des și este minunat să vrem, dar când vine vorba de a-ți găsi partenerul de viață, de a avea o relație de viață și spui vreau, nu sună așa a comandă, vreau ca partenerul meu și lista continuă. Sună bineînțeles ca o comandă, nu ar fi mai plăcut să spui îmi doresc, pentru că relația trebuie să fie o relație de parteneriat, nu de comandă. Tu spui întotdeauna ce vrei de la partenerul tău, ce așteptări ai de la partenerul tău în relația de cuplu. Dar oare te-ai gândit vreodată la ce poți tu să oferi în acea relație, cât de mult poți să investești sau cât de implicat vei fi în acea relație? Înainte de a întreba, cât de mult poți tu să investești în acea relație? Cum dorești să fii tu și partenerul tău în acea relație? Cât de pregătiți sunteți și tu și el? Cum veți construi acea relație ca să fie solidă și de lungă durată? Înainte de a întreba ce vrei, trebuie să știi ce poți tu să oferi. Vă salut, dragii mei, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Este foarte adevărat, cu toți ne dorim o relație frumoasă, cu viață lungă, cu copii, nepoți și toate cele. Dar facem greșeli, chiar de la începutul relației, greșeli care, bineînțeles, ne costă mai târziu în viață. Întotdeauna le spun oamenilor, atunci când hotărăști să-ți cauți jumătatea, partenerul de viață, atunci când vrei să începi o relație, indiferent de care ar fi ea, de parteneriat, cuplu, ori de care ar fi relația, asigură-te ce poți tu să oferi în acea relație. Apoi să spui ce dorești de la celălalt partener, ce așteptări ai tu din acea relație. Este normal. În timpul vieții, în decursul anilor, toate cuplurile mai au și contradicții, mai au și argumente, dar asta nu înseamnă că sunt probleme care nu pot fi rezolvate. Fiecare cuplu are dezacorduri. Cheia este să dezvolți reguli de bază, astfel încât fiecare partener să se simtă respectat și auzit. Uneori este nevoie poate și de a treia parte, poate, nu știu, de un terapeut, de un life coach, de un specialist. Și dacă amândoi simțiți că există un dezechilibru acolo, este foarte sănătos să mergeți amândoi și să cadeți de comun acord, încât un specialist să vă ajute și să găsiți cea mai bună soluție să reconsolidați relația de cuplu. Pentru că, să nu uiți, chiar dacă vei ieși din această relație și vei intra în alta, s-ar putea să intri în același fel de relație și să nu meargă bine. Decât să întorci spatele și să închizi ușa, este mai bine să mai dai o privire și să reconsideri, să vezi ce poți repara și reconstrui la acea relație, dacă într-adevăr problemele nu sunt foarte mari. Prin meseria pe care o am ca și life coach, bineînțeles că întâlnesc tot felul de oameni, oameni diferiți și, bineînțeles, probleme diferite. Au opinii diferite, au atitudini diferite, moduri diferite de gândire, de viață, religie, familie și multe altele. Dar, bineînțeles, că primul lucru atunci când vin la mine și mai ales când este vorba de relația de cuplu, primul lucru pe care îl fac este să învinovățească pe celălalt, să dea vina pe partener. Și, bineînțeles, întrebarea mea este, dar tu, cât ai investit în acea relație? Câtă vină îți revine ție? Pentru că este foarte ușor, este foarte ușor să dai vina pe cealaltă parte. Și, bineînțeles, vine și întrebarea, înainte de a forma relația de cuplu, tu ți-ai pus niște întrebări ție, ca persoană, în raport cu relația? Și oricare poate face acest lucru. Ca de exemplu, cât de mult ești tu pregătit să investești în acea relație? Cum vei fi tu în acea relație ca om, ca partener de viață? Ce poți face tu sau ce poți oferi ca relația să se dezvolte și să fie longevivă? Cât de implicat vei fi și cât vei contribui ca acea relație să fie solidă? Iar apoi poți să pui întrebările sau să ai așteptările de la partenerul tău sau poți să-i spui partenerului tău care sunt așteptările tale din partea lui. Dar nu uita, întotdeauna, înainte de a cere, trebuie să știi tu exact ce poți să oferi. Bineînțeles că atunci când se ajunge la o despărțire, mai ales după câțiva ani de căsătorie, pot fi foarte multe întrebări și întrebările niciodată nu se vor
finaliza. De ce au ajuns acolo? De ce? De ce? De ce? Nimeni nu poate spune de ce. Decât cei doi. Pentru că ei știu exact ce se întâmplă în relația lor sau care a fost greșeala chiar de la începutul relației. Și bineînțeles că fiecare situație este diferită. Eu nu sunt aici să dau niciun verdict, nici să spun că este bine sau este rău. Eu sunt aici doar să dau, din experiența mea lucrând cu oamenii, niște idei generale. Dar vă pot spune, din greșelile pe care le constat la marea majoritate a oamenilor din viața mea și oamenii cu care lucrez, sunt greșeli pe care le fac chiar de la începutul relației, nu țin cont de ele și ajung, bineînțeles, la despărțire. În orice caz, eu nu sunt aici să spun dacă este bine sau rău, dacă ați luat o hotărâre bună sau nu, pentru că ideile care eu le aduc aici, informațiile care le aduc, sunt niște idei generale, de care voi puteți să le modelați în raport cu viața voastră, cu nevoile voastre. Nimic nu este ca un abecedar scris la carte, așa trebuie să fie, nu. Fiecare om are sentimentele lui, stilul de viață, modul de a gândi și toate cele. Eu sunt aici doar să vă aduc niște informații care să vă fie utile. Și bineînțeles, dacă vrei să fii informat cu toate noutățile pe care eu le postez, nu uita să apeși butonul de abonează-te sau butonul de subscribe și bineînțeles, dacă vrei să fii notificat chiar atunci când iese o nouă postare, apasă și clopoțelul și vei fi notificat imediat. Când nu știi ce fel de relație vrei și ce poți să oferi tu într-o relație astfel încât să construiți o relație sănătoasă și cum ar fi, ambii parteneri au așteptări și nevoi, dar trebuie să funcționeze hotărârea pe care o luați sau felul în care vă comportați să funcționeze pentru ambii parteneri. Și bineînțeles, cel mai important lucru este comunicarea. În orice relație, că este parteneriat de cuplu, de business, de colegialitate, de orice ar fi, comunicarea este elementul cel mai important. Dacă știți să comunicați, să lăsați partenerul să vă spună, să fiți un bun ascultător și să găsiți soluția cea mai bună încât să satisfacă ambele părți. Nu, eu am dreptate, eu am dreptate, se va ajunge la despărțire. Când ai o relație dintr-un motiv greșit sau ai intrat într-o relație fără să știi ce fel de relație vrei, pur și simplu, ai intrat într-o iubire ca, de exemplu, pasională și este acea efervescență de la început care te face să uiți că în scurt timp acea efervescență se duce și apar problemele, de altfel nu sunt probleme, lucruri serioase de viață, de cuplu. Și dacă efervescența se duce, ruptura apare. Ai intrat într-o relație pasională sau ai intrat într-o relație de codependență, unde nu prea ai multe de spus. Partenerul are mai multe sau partenerul nu te ascultă, nu-ți dă importanță, nu aveți gânduri comune, nu aveți idei comune, nu aveți planuri, nu respectați unul pe celălalt. Bineînțeles că se ajunge la despărțire. Dar problema este când în acel cuplu există și copii, au apărut și copii. Cum veți proteja voi copiii de acest divorț? Ce faci? Cum îți protejezi copiii atunci când îți vine să te cerți, să argumentezi cu partenerul? Și cum veți fi voi părinți după divorț? Cum veți crește copiii? Cum veți educa copiii? Trebuie să înțelegeți, copiii sunt de obicei foarte loiali și încrezători. Deci este important să te uiți la modalitatea în care tratezi situația, să te asiguri că nu abuzezi de loialitatea lor și de încrederea lor, că nu îi sperii, nu le creezi o traumă care, credeți, o va căra tot restul vieții. Când vine vorba despre separare și sunt copii, copiii sunt implicați, cel mai bun mod este ca ambii părinți să le dea informația că voi ca adulți ați hotărât să vă separați și că este cel mai sănătos pentru toată lumea. Nici adulții nu trebuie să rămână acolo doar de dragul copiilor și să trăiască nefericiți, dar nici copiii nu trebuie să fie afectați dacă părinții au hotărât să se separe. De cele mai multe ori copiii încep să se simtă vinovați, crezând că ei sunt problema, au creat ceva, au făcut vreo prostie, vreo năzbâtie și din acel motiv părinții se tot ceartă mereu și au argumente
mai ales în cazurile în care copiii sunt martori la momente în care părinții țipă, urlă, nu știu, abuzează verbal sau fizic, ei încep să creadă că au și ei o parte de vină în acea despărțire. Asigurați-vă că dați informația corectă copiilor. Lăsați copiii să înțeleagă că cel mai bun mod prin care oamenii, atunci când nu se înțeleg, este mai bine să se separe. Nu vorbiți niciodată de rău pe celălalt partener, celălalt părinte, în fața copiilor. Nu indicați greșelile pe care le fac copiii sau asemănațiile cu comportamente ale părinților, ca de exemplu, ești nărod ca maică-ta, ești idiot ca taică-to sau multe altele. Nu critica și nu învinovăți. Nu înjura pe celălalt părinte în fața copiilor. Nu încerca să spui că și să arunci toată vina pe celălalt părinte pentru că nu este sănătos pentru copii. Nu vă spionați partenerul de viață în fața copiilor și nu încercați să vorbiți celălalt părinte în fața copiilor de rău, pentru că copiii vor crea un pod între ei și părinți și vor căra o traumă foarte periculoasă. Lăsați copiii să înțeleagă că totul este doar între adulți, că ei nu au nicio vină și că este cel mai sănătos pentru toată lumea ca copiii să crească în liniște și cu iubire și că întotdeauna vor avea mama și tatăl alături de el, atât cât este posibil, amândoi vor fi implicați în educarea lor și în deciziile luate pentru binele lor. Dacă sunteți siguri că nu mai există nimic de reparat, nicio modalitate de a vă întoarce înapoi ca și cuplu, încercați să rămâneți pe cât posibil prieteni și să nu răniți pe nimeni din jurul vostru, nici copiii, nici familia ta, nici familia partenerului și toți care sunt în jurul vostru. Cel mai bun mod de a obține un divorț este să iei pas cu pas. Și am să vă dau un mic exemplu, niște elemente de care ar trebui să țineți cont atunci când aveți copii. În primul rând, dacă aveți nevoie de asistență sau de sfaturi, nu știu, un terapeut, un psiholog, un life coach, nu ezitați să faceți asta, să nu vă fie rușine sau să credeți am ajuns la terapeut și o să creadă lumea că am probleme mentale. Este total greșit. Treceți mult mai ușor peste orice eveniment, mai ales în cazul în care este un divorț și sunt și copii implicați. Este mult mai ușor să treceți peste incident dacă mergeți la un specialist. Încă un lucru, verificați dacă sigur sunteți hotărât că vreți divorțul. Adică nu a mai rămas nimic acolo care să poată reconstrui acea relație. Atunci mergeți pe drumul pe care l-ați hotărât. Faceți aranjamente pentru copii, cum sprijiniți copiii și cum vă veți implica amândoi în creșterea copiilor. Modul în care toată lumea va fi responsabilă pentru întreținerea copiilor financiară, spirituală, mai ales dacă sunt sub 18 ani, sunt minori. Dacă aveți niște bani comuni sau, nu știu, niște resurse depozitate, dacă aveți, nu știu, proprietăți sau afaceri împreună, încercați să cădeți de comun acord, să împărțiți totul în mod egal pentru binele tuturor. Dacă tot ce este cădeți de acord și vă înțelegeți, încercați să nu dați vina pe celălalt și să rămâneți într-o relație de prietenie. Dacă ajungi deja în punctul în care nu te mai poți întoarce și amândoi sunteți convinși că cel mai bun lucru este să vă despărțiți, rămâneți prieteni pe cât posibil, pentru binele copiilor, pentru binele și sănătatea voastră și să scăpați de acel gust amar, de răutate și de ură. Dați-vă libertatea să trăiți și să vă iubiți în continuare, ca oameni, chiar dacă nu mai rămâneți ca parteneri de viață. Este cel mai minunat lucru atunci când luați lucrurile la modul real. Să rămâneți prieteni pe cât posibil. Și amintiți-vă, copiii au nevoie și de mamă și de tată. Iar amândoi trebuie să vă implicați la creșterea și educarea copiilor. Și, bineînțeles, la timpul petrecut alături de copii. Mă bucur că ați fost alături de mine la broadcastul meu. Vă aștept aici la următorul broadcast. Rămânem tot la relații de familie și copii în cazul în care apare separarea. Până la următoarea mea postare, nu uita că te iubesc cu sufletul și te îmbrățișez cu inima.